Doi agricultori au reușit să modernizeze procesele de producție ale companiilor lor și să devină exportatori de mere și pere către blocul comunitar cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Valeriu Matkovski și Ruslan Jubârcă spun că produsele sunt solicitate pe piața occidentală. Noi ne aflăm acum în frigidierul companiei care se află în Bilicenie Vechi, Răionul Sângerei. Livada se află în satul Malinovscă, Răionul Rășcani. Producem noi în jur de 1800 de tone mijlociu, plus minus. Frigiderul e de 2400 de tone. Practic, nu practic, dar toate varietățile de puieți plantate în livadă sunt franceze. Adică primul bloc erau italienii, dar restul toate sunt franceze. Varietățile toate sunt solicitate pe piața Europei. Avem 60 de hectare de livadă superintensivă și ne aflăm în depozitul frigorific care deja am construit. Cultivăm pere conference, mere, mai multe soiuri de mere și prune. Anul acesta am exportat și spre Israel, spre țările arabe, Europa, în Rusia multe mere s-au dus. Acest succes nu doar că le-a permis să acceseze piețe externe, dar a contribuit și la dezvoltarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă, precizează colegii noștri de la TV Nord. Acest frigider e construit pe o mare parte din investițiile pe bani europeni, plus și investițiile noastre, și creăm locuri de lucru. Că socotesc în satul Bilicene, practic undeva la vreo 25 de oameni lucrează aici la frigider, adică 20 de oameni din sat, că am să găsesc locul de lucru. Trăiesc acasă în copii, adică nu pleacă hotare după ca să poată supraviețui. Sunt alături de copii, de părinți. Ai o posibilitate să înveți ceva nou, să poți să faci banul și acasă, să ridicăm țara noastră, nu? Fără a pleca peste hotare. Fără a pleca, să poate și aici, e un plus foarte, foarte bun. E foarte bun, pentru că în situația noastră, fără ajutor, cam e greu. Dar în rest, cine muncește, îți face. Investițiile în tehnologia de refrigerare și stocare și sprijinul oferit pentru programele de dezvoltare ale Uniunii Europene pentru agricultorii din Republica Moldova s-au discutat în cadrul evenimentului Moldova Business Week, organizat la Edineț. Uniunea Europeană reprezintă principala piață de desfacere pentru Republica Moldova. Și aceasta nu reprezintă doar o evoluție unică, o evoluție de scurt timp. Aceasta a fost construită, această relație a fost construită de-a lungul anilor. De 10 ani avem în vigoare acordul de liber schimb, acordul de asociere, care oferă accesul liber a producătorilor moldoveni pe piața Uniunii Europene. Sesiunea de la Edine s-a cuprins o prezentare despre datele de export și programele de promovare, paneluri despre soluții inteligente pentru agricultură și producția de fructe, precum și o expoziție de produse locale.